Paste și vreau să fac cu bacon cu niște ciuperci, am să pun și am să fac un sos cu smântână din aceea lichidă și am să pun peste. N-am mai apucat să mai filmăm mare lucru în ultima perioadă pentru că tot am despachetat, am umblat să mai rezolvăm niște acte și nu de mult am ieșit și din carantină și zilele astea de weekend au trecut foarte repede. Astăzi este miercuri. Iar de mâine copiii încep grădinița. Am reușit să ne înscriem la medicul de familie. Am reușit să pregătim actele pentru grădiniță. Și mâine o să fie prima zi a copiilor de grădiniță. Și sperăm să fie de bun augur, să se obișnuiască. Ne-au spus de la grădiniță să lăsăm măcar astea două zile, după ce o să fie weekend, să lăsăm până la 12:30 să mănânce doar la prânz. Și de săptămâna viitoare să încercăm să lăsăm, dacă vrem, la program normal, program prelungit, să zic așa, și să și doarmă la grădiniță. Și pentru noi o să fie numai bine, cu timpul ei o să fie la grădiniță, noi vom începe să renovăm aici în casă. Vrem să schimbăm
schimbăm bucătăria, mobila de bucătărie, pentru că ne-am dus pe cea din Austria. Vrem să schimbăm gresia, faianța. Practic vrem să renovăm cu totul bucătăria și holul apartamentului și atunci, mai bine cât copiii o să fie la grădiniță, ne putem ocupa de restul lucrurilor, de căuta materiale și de spart gresie, faianță, că este mult mai bine dacă nu sunt copiii prin preajmă, pentru praf, pentru gălăgie și așa mai departe. Voi ce mai faceți? Cum sunteți? Cum este vremea la voi? La noi aici la Arad este destul de rece și ziua, atât și noaptea. Acum sunt minus 1 grad. Și toată ziua tot umblăm. Am fost pe la cimitir, într-o zi au fost copiii plecați la bunici. Am fost pe la mici, am mai făcut mici cumpărături și am mai cărat, ne-am mai dus acasă tot felul de cutii de lucruri și ne-am mai reorganizat apartamentul, ne-am mai despachetat, să zic așa, o parte din ele și mai avem încă o parte și sperăm așa încet, încet să reușim să punem toate la locul lor. Bună, dragilor! Bine ați venit să revenim pe canalul nostru! Astăzi copiii au început grădinița, ei sunt de la grădiniță, au prima zi de grădiniță, iar noi am plecat până în oraș să mai facem niște cumpărături și să le luăm o parte din lucruri pentru grădiniță necesară care au nevoie la ei la grădiniță.
ne s-a dat o listă, o mini-listă cu ce să le cumpărăm și am fost să le căutăm la o librărie să cumpărăm pentru grădiniță. Și astăzi, fiind prima zi, ni s-a recomandat să lăsăm doar până la ora 12 și de săptămâna viitoare o să încercăm să-i lăsăm la programul normal ca să poată să și doarmă, să rămână la grădiniță să doarmă. A fost nerăbdător să înceapă grădinița, să meargă la grădiniță, să vadă cum este aici. Fata chiar și-a dorit să rămână din prima zi la programul lung, să doarmă, la programul prelungit. Normal. La programul normal. Și au plecat cu mici emoții să-și cunoască colegii, dar din păcate în grupă la băiat, aseară la 9:30, cred că a fost ceasul, ne-a anunțat educatoarea că s-a găsit un copil sau doi, nu știu exact, în toată grădinița, un copil la el în grupă, da, testat pozitiv și toată grupa lui este carantinată, adică toți colegii de grădiniță sunt acasă în carantină și băiatul astăzi este la grădiniță, prima zi de grădiniță, singur, fără colegi. De luni am înțeles că se vor întoarce mai mulți copii la grădiniță și o să aibă parte și de colegi. Aici nu îi merge ca și în Austria. În Austria erau, dacă nu erau mulți copii într-o grupă, îi punea pe toți la un loc, în aceeași grupă. Adică ducea grupa 1, ducea împreună cu grupa 2, dacă erau prea puțini într-o grupă. Și fiind pandemie, în Austria, mai ales că făceau parte din aceeași familie, cum au fost ei, că erau frați, erau alți copii care proveneau din aceeași familie, îi ducea în aceeași grupă, chiar dacă erau în grupe diferite, de vârste diferite, cum e Sara și Abel. Aici ne s-a spus că nu poate să lase pe Abel cu sora lui, cu Sara, la grupa pentru școală, că nu se face așa. Am înțeles, sperăm să fie ok pentru el prima zi, fiind singur doar el cu educatoarea și vom vedea de luni încolo cum se va adapta, cum va fi când o să-i apară noi colegi de grădiniță. Noi ne vom auzi puțin mai încolo, să vă arăt și ce am cumpărat, o parte din lucruri pentru grădiniță, ce am găsit, să le ducem la grădiniță, de ce au nevoie și ne auzim puțin mai încolo. Se pare că am avut dezamăgiri din prima zi de grădiniță, să zic așa, copiii și-au dorit foarte mult să meargă la grădiniță. Au și fost astăzi prima zi, cred că se vede, sunt obosiți. Și am avut parte, așa să zic, de mici dezamăgiri. Din păcate, la grupa băiatului s-au găsit marți și miercuri, dacă am înțeles bine, copii care s-au testat și au ieșit pozitivi, iar toată grupa băiatului a intrat în carantină pentru 10 zile. De marți sunt o parte în carantină și de miercuri. Și astăzi am fost anunțați aseară, de fapt, la ora 9 și ceva ne-a sunat educatoarea că nu o să fie niciun copil în grupa la Abel și o să fie singurul din grupă. Și l-am dus totuși să vedea, să vadă și el cum e, să își cunoască educatoarea, pentru că ea a fost la grădiniță. I-a plăcut foarte mult, dar la sfatul educatoarei ni s-a spus că ar fi mai bine să îl ținem acasă până săptămâna viitoare, pe vineri, când ar trebui să se întoarcă ceilalți copii la grădiniță, să fie toți în grupă, să aibă cu cine să se joace. Și o să rămână acasă, iar fata s-a trezit de dimineață cu nasul puțin înfundat și la grădiniță s-a spus că dacă are cumva o răceală, că nu este indicație, ducem dacă sunt răciți. Deci, pentru că are un pic nasul înfundat, mâine vom merge la doctor și vom sta acasă o perioadă, probabil până vineri, când o să-l ducem și pe Abel la grădiniță, când se reîntorc colegii lui de grupă. Și probabil o să ținem și pe Sara, că n-avem cum pe unul să-l ducem și pe unul nu la grădiniță, că nu e nici cum unul să fie acasă și unul, nu? Și probabil pentru o săptămână vom amâna grădinița. Vom vedea ce va fi și cum va fi. Ei sunt nerăbdători să meargă, să rămână, ar fi vrut să rămână și astăzi să doarmă. Au văzut cum și-au pregătit copiii patul pentru somnul de prânz. Și vom vedea, săptămâna viitoare sperăm să fie mai bine pentru toți.